Continuă emisiunea Deale Buzoianului. Vorbim cu domnul deputat PSD Sebastian Radu. Domnule Radu, vă citesc câteva mesaje. Un telespectator, referindu-se la încălzirea pentru acest an și la banii așteptați de guvern, spune: fără pomene electorale centrale n-ar trebui să mai existe. Cât consumi, atât plătești. Am făcut împrumut bancar să montez centrală. Alții nu pot face împrumut, doresc doar pomene electorale, întreabă telespectatorul. Da. Dacă în anii trecuți Buzău a reușit să atragă niște finanțări de la Ministerul Dezvoltării Regionale ca și subvenție pentru iarnă, pentru energia termică, de data asta și Guvernul României, la fel ca și conducerea primăriei municipiului Buzău, a hotărât să aloce mult mai mulți bani pentru investiții și mult mai puțin pentru subvenții și alte tipuri de cheltuieli. Nu cred că iarna aceasta guvernul va reuși să mai pună la dispoziția municipalității sume pentru a fi folosite în acest domeniu ca și subvenție. Ați văzut că încă de la începutul anului primăria municipiului Buzău a hotărât să aloce toate disponibilitățile financiare la investiții, lucru care cred că a fost apreciat în municipiu. Am văzut că lucrurile au început să se miște. Începem să circulăm în condiții normale. Începem să trăim așa cum ne dorim, da? Cum vedem alte orașe în România. Prețul gigacaloriei va trebui plătit de către buzoieni, de către cei care sunt racordați la sistemul centralizat, la costul lui real. Din această iarnă. Deci dacă vă aduceți... Că nu se vor da bani de la guvern. Nu cred. Nu credeți? Nu cred. Cuvântul dumneavoastră e important pentru că sunteți apropiați și de domnul Ciolacu și știți multe de acolo. Deci nu cred că acest lucru se va întâmpla. Solicitarea există din partea municipalității, dar, repet, nu cred că acest lucru se va întâmpla în această iarnă. Eu m-aș bucura dacă am putea să atragem, nu știu, echivalentul a jumătate din prețul din cheltuielile cu subvenția. Ar fi un lucru extrem de benefic pentru oamenii care sunt racordați în continuare. În schimb, problemele ramului sunt anunțate de ceva timp, de foarte mult timp. Acum, dacă vreți să dăm filmul înapoi, poate unii dintre telespectatori, poate și dumneavoastră vă amintiți momentul în care eu am plecat de la primăria municipiului Buzău și printre problemele pe care le-am arătat la vremea respectivă era și aceea ramului, care nu putea să meargă în continuare cu cheltuielile pe care le are și cu prețul gigacaloriei, care este unul destul de ridicat, unul dintre cele mai mari prețuri ale gigacaloriei din țară. Cât a fost dumneavoastră viceprimar, însă n-au existat situații în care să nu fie subvenționat prețul, nu? Nu, dar vedeți, dumneavoastră, era un alt tip de politică. Atunci, conducerea primăriei, pe care am criticat-o la vremea respectivă, a înțeles să aloce bani pentru subvenția la încălzire, lăsând străzile să arate așa cum arătau, parcurile să arate așa cum arătau și așa mai departe, locurile de joacă, etc., celelalte lucruri la fel de importante. Acum optica s-a schimbat. Iată că noua conducere a municipalității a înțeles să facă investiții în beneficiu tuturor, pentru că pe străzi mergem cu toții, în parcuri ieșim cu toții, în locurile de joacă, rampele de gunoi, etc., toate celelalte lucruri de care beneficiem cu toții și să lăsăm pe cei care sunt abonați la sistemul centralizat să se încălzească și să plătească prețul corect al acestei încălziri. Să nu uităm că la bloc, acolo unde energia termică ajunge să fie subvenționată, locuiesc și oameni cu posibilități financiare destul de mari. Situația nu a fost lăsată pentru cei cu venituri mici. Mici. Pentru cei cu venituri ajutați. Nu, pentru cei cu venituri mici, ați văzut că există posibilitatea ca ei să se debranșeze și pot primi un ajutor financiar din partea primăriei. Doar în cazul în care locuiesc într-un bloc unde sunt maxim 3 apartamente acordate la ram. Deocamdată, deocamdată. Știți că se va schimba măsura? Eu cred că pe viitor măsura se va extinde pentru că, adică de la anul, că acum nici nu mai avem. Așa văd normalitate, nu se mai pot debranșa alte blocuri în momentul de față. După cum știți, legea este foarte clară. Atunci când vine iarna, în pragul iernii, nu se mai pot face debranșări. Domnul primar spunea că se pot face și în decembrie debranșări.
dacă vorbim de blocuri unde mai există un apartament, de acord cu dumneavoastră. Știu că s-au făcut niște demersuri și la Distrigaz. Există această problemă a obținerii autorizațiilor respective pentru că oamenii trebuie să aibă o sursă alternativă. Dacă se va găsi înțelegere la Distrigaz și lucrările de branșare la rețelele de gaze se vor face rapid, cu siguranță că se pot debranșa. Dar eu vorbesc de blocuri unde sunt mulți abonați și unde e problematic să-i debranșezi în pragul iernii. Avem pe cineva la telefon. Bună seara, sunteți în direct, vă ascultăm. Bună seara. Bună seara. Eu stau într-un bloc cu 10 nivele. Veluri. Pe pronsonul meu, unde suntem la 4 camere, au rămas 3 apartamente care nu sunt debranșate de la RAM. Debranșate la gaze sunt. Așa, deci la etajul la care locuim. Noi plătim coloanele în fiecare, deci 4 camere plus 2, o baie și un WC, sunt 6 încăperi, unde plătim la RAM căldură. Deci ați rămas la RAM, da? Nu vorbim nu, de părți doamnă, comune. Eu am centrală. Deci vorbim de părți comune. S-a înțeles. Cât plătiți? Da. Cât ați plătit până acum? E, nu știu cât am plătit. Nu mai țin minte cât am plătit anul trecut, dar am plătit și anul trecut. Anul acesta o să plătiți la 4 camere, cred că ați plătit în jur de 20 până la 50 de lei pe lună. Nu, probabil. Nu. Am 70-80 de lei. Nu, numai nu, pentru părțile comune, cred. Da. Știu este că s-a plătit mai mult. Eu nu știu de ce s-au băgat în instalație apă rece ca să nu poată să mai debranșeze oamenii. Că ce era mare lucru? Adică venea de la RAM, debranșa de la RAM caloriferele alea, tăia instalația acolo și își punea omul centrală. Asta îl interesa pe el. Rămânea și spunea centrală când vroia. Și cu aprobare de la gaze și tot. Deci gazele sunt separate, numai domnul Mirică, care a fost la acolo ce a fost. Îl las pe domnul deputat să vă răspundă. Peste tot se plătesc părți comune, nu numai în blocul dumneavoastră. Da, este o prevedere legală. Oamenii au dreptate și de aici am plecat și am spus că apartamentele, blocurile sau scările de bloc care mai au 1, 2 sau 3 apartamente branșate pe toată scara la RAM, probabil în perioada următoare vor fi debranșate. Acolo era vorba doar de un etaj unde rămăsese o doamnă la... 3 apartamente erau debranșate. Deci sunt 36 de blocuri, am înțeles, care au doar un apartament branșat în continuare. Sunt undeva, am înțeles, la 150 de blocuri unde mai există câte 2 apartamente și aproape 300 de blocuri unde mai sunt 3 apartamente branșate. Este neeconomic și pentru RAM să ducă agentul termic până acolo, plus că începând din această iarnă probabil nu va mai fi economic nici pentru cei care se încălzesc în continuare cu agent termic de la RAM să rămână branșați. Costurile vor crește foarte mult. Da, foarte mult și foarte mult vor crește deci și eu cred că asta, cu centrale, care plătesc nu, da, părți comune. Asta este viitorul. Va fi dublu. Vrem sau nu vrem să înțelegem, există variante alternative, chiar discutam cu cineva undeva pe Bulevardul Unirii și spunea, domnule, dar noi tot blocul am rămas. Există posibilitatea achiziționării unei centrale de bloc? Puteți păstra sistemul de distribuție și puteți să vă încălziți la comun în continuare. Dar este o soluție extrem de bună. Pentru că mulți nu știu, da, de la RAM îi se spune... Corect, aici aveți dreptate. Probabil că va trebui făcută și o campanie de informare, după ce cineva se va documenta foarte bine și va veni cu niște soluții concrete. Știu că există firme specializate în Buzău care au capacitatea să facă astfel de campanii de informare. Cred că ar fi interesant și pentru ei, dacă doresc să desfășoare activitatea economică, să meargă în sprijinul oamenilor, să le prezinte astfel de soluții la asociațiile de proprietari. Ar fi mai simplu pentru mulți care nu vor să aibă centrală în casă. Sunt oameni în vârstă cărora le este teamă, dar ar fi și probabil mai ieftin. Doamna Magda, noi putem să discutăm la nesfârșit despre acest subiect. Un lucru este foarte clar. RAM-ul are niște datorii imense pe care nu le va putea acoperi niciodată. Spectrul falimentului este unul real. Că se întâmplă mâine, că se întâmplă peste 5 luni, peste un an sau peste un an și jumătate. Repet, în 2015 eu am spus acest lucru. Lucrul ăsta se va întâmpla, că ne place, că nu ne place. Dacă înțelegem că RAM-ul va dispare, o să facem pașii necesari și o să găsim soluții pentru
a ne asigura confort. Uitați-vă ce s-a întâmplat în Galați, dacă nu mă înșel, când au rămas acum, iarna trecută sau acum 2 ani, în prag de iarnă au rămas fără energie termică. Da, dumneavoastră a spus din 2015, problema oamenilor este că avertismentul că nu vor mai veni bani de la guvern a fost dat luna trecută. În luna septembrie li s-a spus oamenilor că e posibil să plătească mult la căldură. Dați-mi voie să vă contrazic. Eu așa mi-aduc aminte că în primăvara acestui an primarul Toma a anunțat locuitorii municipiului Buzău că nu o să mai acorde subvenție de la primărie și că subvenția va fi acordată doar dacă se vor primi bani de la Buzău în ultimii ani. Oamenii credeau că vine ajutorul și de data asta. Așteaptă cineva de mult la telefon. Bună seara, dacă mai sunteți, vă rog. Să rămână doamna Magda și bună seara domnului Radu Sebastian. Bună seara. Mă frapează faptul că susține niște aberații. Pe vremea lui Boscodeală ați putut să subvenționați gigacaloria și acum vă dați lovit că nu se mai poate, domnul Radu. N-a subvenționat domnul Radu, dar spuneți exact care sunt problemele. Doamna Magda, nu-i mai luați apărare, a ridicat mâna. Nu, eu l-am întrebat mai devreme și spunea că nu era de acord pe acea vreme cu subvenția. Acum a sucit-o. Eu de asta primăvară vă sun doamna Magda și întreb. Știu cei care îi treabă cu gigacaloria, cu rămânii. Toată lumea, nu știu. Acum, domnul Radu susține că să știe de primăvară. E o prostie, nu se știe nimic. Ne-a mințit cu Se știa nimic concret, clar. Nici acum nu suntem siguri 100%. Uniți-le, domnul Radu, că... Pe vă aude și dânsul, să știți. O întrebare, dacă aveți pentru domnul Radu... V-a mințit cine? Că n-am înțeles. Întrebarea e... De ce nu s-a anunțat din timp una la mână și dacă se falimentează ramul, ce se întâmplă, domnule, cu colosul ăla de acolo? Cu investiția care s-a tocat atâția bani, domnule. Ce se întâmplă? Cine îi trage la socoteală de falimentul, domnule? Cetului. Îl las să vă răspundă pe domnul deputat. Vă mulțumesc pentru intervenție. Da, deci încă o dată, eu cred că declarațiile tuturor celor responsabili au fost destul de clare, da, în privința gigacaloriei, atât primarul municipiului, cât și noi pe diverse canale am transmis acest lucru. Că ne-am dorit cu toții să se întâmple o minune, ne dorim în continuare, poate se va întâmpla această minune. Cam care ar fi procentul în care s-ar putea întâmpla? Mai puțin de 10%? Nu știu, nu cred că putem ghici acest lucru. Din ceea ce știți, nu ghicim. Vă dați seama, nu lucrez cu bugetul României, v-am precizat doar că solicitări din partea primăriei există. Nu mai sunt bani. Nu putem în țara asta să facem și investiții. Păi, spunea telespectatorul mai devreme de ce se întâmpla în anii trecuți. În anii trecuți, subvenția pentru căldură, și dacă o să ne uităm, în ultimii 6-7 ani de zile, v-am spus, era undeva între 22 și 30 de milioane de lei în fiecare an. Vreau să vă dau o informație așa. Asfaltările realizate în 2016, 2017 și 2018, făcute de către Primăria Municipiului Buzău, și vedem că a început să se vadă ceva în oraș, au costat între 25 și 30 de milioane de lei. Ce ne dorim? Să avem asfalt, să avem condiții normale de trai. Câți bani ar trebui pentru subvenționarea gigacaloriei de la guvern? În jur de 30 de milioane de lei. Deci undeva la 6 milioane de euro, nu? În jur de 6 milioane de euro. Dar, repet, banii ar veni de la guvern, nu din bugetul local. Nu, așa cum au venit și anul trecut. Anul trecut subvenția a fost asigurată de la bugetul de stat. Să nu uităm că ultimul an, 2016, spre exemplu, nu, 2015, iarna lui 2015, subvenția a fost asigurată dintr-un împrumut pe care îl vor plăti copiii noștri. Este un credit pe 20 de ani luat din trezorerie. Au fost luate atunci 25 de milioane de lei. Asta ne dorim? Mai luăm atunci un împrumut? Că telespectatorul mai devreme spunea că da, acum spuneți că nu e bine, dar atunci ați ridicat mâna. Doamna Magda, repet, uitați-vă pe discursul meu de la data la care am spus că nu, că nu este normalitate. Asta nu este normalitate, să mă împrumut pentru a acorda subvenții și împrumuturi valori foarte mari. Nu ăsta este viitor. Îmi pare rău să o spun, dar... Sunt foarte multe mesaje, de aceea o să-i rog pe telespectatorii care vor să vă mai adreseze întrebări să trimită mesaj, pentru că pentru telefoane în direct nu mai avem timp. O să încerc să vi le citesc pe toate, dar dacă răspunde scurt.
Spune cineva, vă rog să-l întrebați pe domnul deputat ce poate să ne spună despre racordarea comunei Mărăcineni la gaze. Se pare că dânsul se ocupă, spune telespectatorul. Da, am câteva vești bune, o să le discut cu primarul din Mărăcineni chiar mâine. Există o modificare la legea 123. Eu cred că anul viitor deja putem discuta despre acest lucru. Normele, iarăși vorbim de normele de aplicare ce vă spuneam la începutul emisiunii, practic normele care stabilesc condițiile de concesiune sunt deja puse în dezbatere publică de către Ministerul Energiei, le urmează să fie aprobate prin hotărâre de guvern. Avem câteva observații la acele norme, tocmai pentru a veni în sprijinul municipalităților. Am avut o întâlnire cu Ministrul Energiei săptămâna trecută, luni la ora 11 ne vedem cu reprezentanții ANRE-ului pentru a pune în acord prevederile acestor norme și eu sper ca, nu știu, în 2-3 săptămâni de zile prin hotărâre de guvern ele să fie aprobate și procedura să înceapă inclusiv pentru Mărăcineni. Oamenii de acolo chiar de bună credință au pregătit documentele, au pregătit investitori, au pregătit tot ce trebuie și sperăm noi ca anul viitor să demareze această lucrare în Comuna Mărăcineni. Altcineva spune, nu suntem mulțumiți cu firmele de pază în școli, vrem poliția locală, suntem părinți și avem dreptul să cerem ce e mai bine pentru copii. Dar eu nu sunt de acord în general cu paza în școli, dacă vreți. Și eu am fost la școală, nu mi-aduc aminte să ne fi păzit cineva. Este o realitate că anumite școli din municipiul Buzău erau transformate în adevărate fortărețe. Vreau să spun că vă dau exemple de liceu unde existau 6-7 posturi de pază în 3 schimburi, deci mai ceva ca unitate militară. Au și fost incidente la unele școli. Nu știu dacă asta este normalitate. Eu cred că poliția trebuie să-și facă treaba în afara școlii, nu are ce să caute în școală, nu avem probleme de genul deci celor pe care le vedem. Deci nu sunteți de acord cu firmele de pază? Eu nu sunt de acord cu paza în general în școală, dar dacă conducerea școlii a considerat necesar, nu este un lucru impus de către primăria municipiului Buzău, atenție, paza în școli este decizia exclusivă a consiliilor de administrație. Dacă îmi spuneți care este rostul acelor oameni, poate o să reușesc să înțeleg. Cine răspunde de potabilitatea apei, întreabă un telespectator și spune cum vă explicați că și acum în Broșteni și Dorobanți 1 și 2 avem țevi conducte din azbociment. Da, este o luptă continuă, dacă vreți, la fel între Primăria Municipiului Buzău și Compania de Apă. Înțeleg că s-a ajuns la un acord în această direcție. Spre exemplu, ați văzut că a început reabilitarea cartierelor Dorobanți și Broșteni, reabilitarea străzilor, dar Iazul Morilor rămâne și anul acesta, chiar dacă este o arteră destul de importantă pentru cartier, rămâne neasfaltată și câteva adiacente, tocmai datorită conductelor de apă foarte vechi. Înțeleg că anul viitor se va realiza înlocuirea acestora și se va și asfalta imediat după ce conductele vor fi înlocuite. O veste, sper eu, bună pentru locuitorii acelor zone. Un telespectator vă rogă... Da. Îmi pare rău că trebuie să spun că toate lucrurile se vor întâmpla în viitor. Asta este, din păcat. Un telespectator vă roagă să-i spuneți dacă știți cât ar putea ajunge căldura pentru o garsonieră în această iarnă, estimativ. Nu știu, dacă anii trecuți a fost undeva între 100 și 120 de lei, luați în calcul o dublare a acestui preț. Deci probabil că undeva în jur de 120 de lei pentru o garsonieră. Da, oricum dublu față de cât ați plătit iarna trecută, în cazul în care nu vin bani de la guvern. Păi gândiți-vă că până acum prețul gigacalorii era 230 de lei, TVA inclus, acum vorbim de 450 de lei cu TVA inclus. Deci este o dublare, practic. Fără TVA. Nu, este 413 și ceva plus TVA. 450 de lei este prețul gigacaloriei cu TVA. Aha, deci nu ajunge chiar la 500, nu? Nu, sper. Un alt telespectator spune, la mine în bloc toți am fost debranșați. Acum a cumpărat cineva și s-a branșat. În schimb, la el a apărut mașină cu număr roșu, iar mie mi-a apărut factura de la bancă. Da, în sensul că cineva s-a racordat la RAM, cu toate că are foarte mulți bani. Dacă este o singură persoană pe scară, o să fie debranșat. Ați auzit decizia primarului. Da. Nu mai vrea niciun bloc cu un apartament branșat. Alt telespectator spune, felicitări domnului primar Toma că îi pune pe toți la plată cât consumă atât să plătească. Da, este o normalitate. Ne uităm la ce se întâmplă în societățile occidentale, vrem să trăim ca acolo. Este una din reguli. Fiecare plătește ceea ce consumă.
Dacă la noi în bloc au rămas 3 apartamente fără centrală, ce urmează? Vor fi debranșate apartamentele. Am anunțat, da. 1, 2 și 3 apartamente. 7.000 de lei se dau doar pentru cei cu venituri mici. Doar pentru cei cu venituri mici. Deci dacă cineva din aceste 3 apartamente are venituri mai mari decât minimul acordat de primărie sau aprobat, nu primește bani, nu. Dar se debranșează obligatoriu. Da. Altcineva întreabă, când se va opri circulația auto în parcul Crâng? Foarte curând. Păi cred că imediat ce se va termina de asfaltat aleea de la fabrica, fosta fabrică de lapte de la Kaufland până în Crâng, se vor monta și barierele și vor intra în vigoare noile restricții. Spune altcineva, pentru locatarii, chiriași în locuințele primăriei, se pot monta centrale pe banii locatarilor? Dar nu cred că există o restricție în acest sens. Dimpotrivă, știu că locatarii pot aduce modernizări, au chiar niște facilități la plata chiriei. Un alt telespectator spune, dacă mai continuați cu subvenția pentru gigacalorie, eu nu mai plătesc impozitul, indiferent de consecințe. M-am săturat ca din banii mei să trăiască toți puturoșii, spune telespectatorul. Bine, n-am putea generaliza, sunt oameni care chiar nu își permit să... Nu, dar tocmai ce a fost anunțată decizia de a nu se mai acorda subvenții. Alt telespectator spune că sunteți o echipă, ar trebui să ieșiți în public împreună cu domnul Ciolacu și să spuneți adevărul că se plătește prețul normal și că nu se mai dă subvenție. Asumați-vă public, veți câștiga pe termen lung. Păi, tocmai ce am făcut acest lucru, mulțumim telespectatorului. Deci spuneți că ați declarat oficial că nu vin bani de la guvern pentru subvenție, da? Am spus că nu cred acest lucru. Că nu cred, dar dacă spuneți că... Știți cum e? O minune se poate întâmpla oricând. Dar și dacă se întâmplă anul ăsta, eu... Se întâmplă... Nu. Haideți să nu mai sperăm în minuni, să ne asumăm anumite lucruri. Vorbim despre această subvenție de ceva ani de zile. Repet, cred că trebuie să înțelegem că ea nu se va putea acorda la nesfârșit și să ne luăm măsurile necesare pentru a ne asigura confortul. Da, încheiem emisiunea, vorbim puțin despre referendum. Sunt foarte mulți oameni care ne întreabă ce votează de fapt. E o îngrijorare? Ar trebui să existe o îngrijorare pentru buzoieni că vor merge să voteze altceva decât li s-a spus? Nu. Eu cred că întrebarea este destul de bine înțeleasă de oameni. Au fost induși în eroare de unii sau de alții. Întrebarea este dacă suntem pentru sau împotriva legii de modificare a Constituției așa cum a fost ea adoptată de către Parlamentul României, iar în Parlament legea este iarăși la fel de clară. Vorbim de redefinirea căsătoriei în Constituție. Deci nu cred că există niciun fel de problemă. Am văzut tot felul de zvonuri că modificăm altceva, că modificăm legile justiției, este o minciună. Orice om de bună credință se poate documenta și poate vedea că ceea ce modificăm este legat exclusiv de definirea căsătoriei. Eu cred că este important să ne exercităm acest drept fundamental de a merge la vot. Trebuie să mergem și să ne exprimăm opțiunea. Nu este nimic rău în acest lucru. Mai ales că la fiecare alegeri oamenii ar ieși, ar trebui să iasă la vot. Nu, dar mai ales că nu vorbim despre alegeri. Da? Da. Vorbim despre un principiu care, nu știu, stă undeva la baza valorilor fundamentale ale societății românești. Haideți să discutăm dar deci în mod real. Deci nu ieșim din Uniunea Europeană, nu? Că oamenii s-au speriat. Nu ieșim nici din Uniunea Europeană. Eu sper că vom trece cu bine de toate problemele generate de unii care... Comisia Europeană, de la Parlamentul European. Să știți că acele discuții au fost generate tot de români. Da? Nu sunt occidentalii atât de atenți și de aplicați asupra problemelor societății românești. Pe mine mă mai preocupă un lucru, trebuie să vă mărturisesc acest lucru. Dacă până acum și România și Ungaria și Polonia erau niște țări net importatoare, niște piețe de desfacere, iată că în ultimii ani am început să scoatem așa un pic capul în lume, să fim văzuți și să existăm pe piețele din Uniunea Europeană și nu numai. Poate și acest lucru este văzut ca o problemă de către cei mai puternici din Uniunea Europeană, da? Dacă vedeți n-ar fi fost alte probleme evidente, probabil ne-am fi gândit așa departe, da? Totuși. Nu, haideți să vedem totuși cine sunt cei mai vocali, da? Vedem că olandezii, în general, sunt cei mai vocali în zona asta de Comisie Europeană, Consiliul Europei și așa mai departe. Să nu uităm că au pierdut niște contracte importante, au niște cereri nerezolvate
în România, nu cred că este întâmplătoare toată această acțiune. Totuși, e o altă discuție. Mă bucur să văd că există consens în partid, chiar dacă ne așteptam să aveți o altă poziție față de cea a domnului Dragnea. E bine că sunteți pe aceeași linie. Nu, să știți că sunt anumite chestiuni care țin de politica partidului. Domnul Dragnea are și păreri și opinii personale, chiar dacă de multe ori sunt atribuite partidului, dar sunt și chestiuni destul de serioase asupra căruia în partid suntem de acord. Lăsându-l la o parte pe domnul Dragnea, sunteți ales de buzoieni, ați fost trimis în Parlament și aș vrea să vă întreb, pentru că n-aș vrea să încheiem emisiunea fără să le spuneți oamenilor o recomandare, un sfat, cu toate că ați mai spus în emisiune. Repet, primarul Constantin Toma, domnul primar, a venit în emisiune și a spus că vrea să facă un avertisment în luna septembrie. Le-a spus oamenilor că nu e foarte posibil să nu mai vină bani de la guvern și că primăria nu va subvenționa gigacaloria. Nu vi se pare târziu, luna septembrie? No. Ce se va întâmpla? Ce le spuneți oamenilor care acum se gândesc ce voi face în iarna asta? Solicitarea către guvernul României a fost făcută din timp. S-au tot așteptat banii la rectificarea bugetară atunci când domnul primar a văzut că nu a primit acele sume la rectificare și că probabil nici nu o să le primească până la sfârșitul anului. A anunțat, așa cum este normal să facă, că subvenția din bugetul municipiului nu se poate acorda, pentru că nu există acești bani în bugetul municipiului. Deci este o poziție corectă. Oamenii trebuie să-și ia măsurile. Ce ar putea face doi pensionari care au o pensie de fiecare de 800-900 de lei, care locuiesc într-un bloc unde există mai multe apartamente racordate la RAM și clar nu vor fi debranșați cu ajutorul primăriei și se așteaptă să plătească facturi la căldură de 70-80% din pensiile pe care le primesc? Da, vedeți, noastră, ne uităm întotdeauna la cei pensionari. Vreau să vă spun că sunt foarte mulți pensionari care au făcut împrumuturi la bănci, au montat centrale termice și și-au rezolvat această problemă. Sunt și pensionari care acceptă cu, chiar vă dau un exemplu din familie, dacă vreți, de pensionari care au spus: mamă, asta este, plătim iarna asta și la anul probabil că o să ne montăm centrală. Să nu uităm că există și o datorie a copiilor să-și ajute părinții să treacă peste momente grele, așa cum și părinții și-au ajutat dacă copiii să treacă peste părinții mai mari grele. Decât salariul minim. Eu cred că și pentru situațiile deosebite se vor găsi soluții. Există ajutoare pentru încălzire, există și alte soluții. Da, vă spune un telespectator: bună seara, respect, admirație și prețuire pentru domnul deputat. Mulțumesc. Eu vă mulțumesc că ați fost prezent în emisiunea noastră. E bine că ne-ați spus cum stau lucrurile la București, dar și ce se va face în Buzău în perioada următoare. Vă mai aștept cu mare drag în studioul nostru. Mulțumesc. Până atunci, spor la treabă. Mulțumesc. O seară bună. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Imediat urmează jurnalul Campus TV. O seară frumoasă. La revedere.